Spunând în gândul acesta de dor după Domnul, aș vrea să deschidem Biblia noastră la a doua epistola lui Pavel către Tesaloniceni, capitolul 2, în care vom vedea cum Pavel scrie unor oameni care le era dor de Domnul Isus Hristos. 2 Tesaloniceni, capitolul 2, începând cu versetul 1. Cât privește venirea Domnului nostru Isus Hristos și strângerea noastră la oaltă cu El, Vă rugăm, fraților, să nu vă lăsați clătinați așa de repede în mintea voastră și să nu vă tulburați de vreun duh, nici de o vorbă, nici de vreo epistolă ca venind de la noi, ca și cum ziua Domnului ar fi venit chiar. Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credință și de a se descoperi omul fără de legii, fiul pierzării, potrivnicul care se înalță mai pe sus de tot ce se numește Dumnezeu sau de ce este vrednic de închinare. Așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu dându-se drept Dumnezeu. Nu vă aduceți aminte cum vă spuneam lucrurile acestea când eram încă la voi? Și acum știți bine ce îl oprește ca să nu se descopere decât la vremea lui. Căci taina fără de lege a și început să lucreze. Trebuie numai ca cel ce o oprește acum să fie luat din drumul ei. Și atunci se va arăta acel nelegiuit pe care Domnul Isus îl va nimici cu suflarea gurii sale și el va prăpădi cu arătarea venirii sale. Arătarea lui se va face prin puterea satanei, cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase și cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Din această pricină Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună, pentru ca toți cei ce n-au crezut adevărul, ci au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiți. Până aici cuvântul Domnului. Vă rog să reocupați locurile. Am luat o pauză de la studiul nostru din Tesaloniceni. Asta nu înseamnă că am uitat. Mai avem doar câteva predici. În această dimineață am pregătit o predică mai lungă pe care am să o împart în două prima parte în dimineața aceasta, iar partea a doua de seară, pentru că, după cum v-ați dat seama, avem un subiect deosebit de interesant pe care trebuie să îl tratăm în această zi. Nu vreau și nu pretind că o să-l tratez cu deamănuntul, ci doar să dau așa o anumită privire de ansamblu asupra acestui text. am, am auzit unele complain că predic prea lung. Și știu că predic prea lung. Vă promit că la 11:55, 56 am să mă opresc, indiferent unde aș fi. Chiar dacă trebuie să vă spun cine e anticrist, atunci o să mă opresc și o spun. Vă spun cine e anticristul de seară. Um, aș vrea, fără nicio introducere, să ne uităm la textul acesta și, uh, ca și introducere, să ne uităm la. Am intitulat textul acesta până la venirea zilei Domnului, pentru că Apostolul Pavel spune cât privește venirea Domnului și strângerea noastră la oaltă, n-aș vrea să credeți și să vă lăsați amăgiți ca și cum ziua Domnului a și venit chiar. Și titlul predicei mele este până la venirea Domnului. Până la venirea Domnului. Apostolul Pavel le scrie și aș vrea ca și introducere să punctez primul lucru, un eveniment mult așteptat un eveniment mult așteptat. Când privește venirea Domnului nostru Isus Hristos și strângerea noastră la oaltă cu El, vă rugăm, fraților. Apostolul Pavel le vorbește tesalonicenilor și ne vorbește nouă despre acest subiect, venirea Domnului și strângerea noastră la oaltă cu El. Ce înseamnă asta? Această frază, venirea Domnului și strângerea noastră la oaltă cu El, se referă la un singur eveniment și la nume la răpirea creștinilor, și um, este exact ceea ce Pavel le scrie în prima lui epistolă când le-a vorbit despre răpirea bisericii. Este un eveniment deosebit de important, dar care trebuie privit dintr-o perspectivă bună. Scopul profețiilor din Biblie, frați și suror, nu este de a ne întocmi noi calendarul, ci de a ne revizui și întări caracterul. Nu studiem profețiile ca să știm când va veni Domnul, să dăm date când va veni Domnul, ci scopul profețiilor nu este, așa cum am spus, de a ne întocmi un calendar, ci de a ne întări caracterul și anume a sta lângă Domnul. A fi gata când Domnul vine. Nu de a ne satisface curiozitatea, ci de a ne crește spiritualitatea fiecăruia din noi. Pavel, când scrie tesalonicerilor, nu le spune, auzi, nu vă mai gândiți la venirea Domnului, că nu e important. Lasă, forget about it. You just for... No, 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 Pavel spune, văd că vă gândiți la venirea Domnului și vreau să vă spun ceva important și le-o spune cu un ton foarte frumos. Nici nu le poruncește, ci spune, vă rugăm, fraților. Vă rugăm, fraților. Aș vrea să vă întreb, este venirea Domnului un eveniment mult așteptat? Sau nu este? Mai așteptăm venirea Domnului? Nu chiar așa cum o așteptam în România. Pentru cei care sunt de vârsta mea. De ce spun lucrul acesta? Când eram în România, subcomuniști, în persecuție, așteptam venirea Domnului. Pentru că omul, când este persecutat, firea lui, sufletul lui vrea să scape de persecuție. Și așteaptă venirea Domnului. Nu așteptăm venirea Domnului dacă suntem sinceri, așa cum așteaptă unul din Africa sau din Asia care este persecutat, un creștin. Trebuie să așteptăm, dar dacă suntem sinceri, nu așteptăm. Și de multe ori ne comportăm ca și cum n-ar mai veni niciodată Domnul. Și aș vrea în această dimineață, de asta am și pus-o în introducere, să nu uităm că Domnul nostru vine. Amen. Este un eveniment mult așteptat și tesalonicenii așteptau pentru că tesalonicenii erau persecutați și așteptau să vină Domnul. Acum, Apostolul Pavel continuă mai departe și pentru că mergem verset cu verset, aș vrea să tratez și lucrul acesta, un avertizment ce nu trebuie ignorat. Un avertizment de care trebuie să ținem seama. Și Pavel îi avertizează și spune versetul 2 Să nu vă lăsați clătinați așa de repede în mintea voastră și să nu vă tulburați de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă ca venind de la noi ca și cum ziua Domnului ar și venit chiar. Ce s-a întâmplat? După plecarea lui Pavel din uh, Tesalonica, creștinii au fost induși în eroare cu privire la venirea Domnului. Nu mai știau ce să creadă. Vedeți, Apostolul Pavel spune, nu vă lăsați clătinați în mintea voastră, pentru că unii și cumva au reușit să strecoare îndoială în ceea ce privește venirea Domnului. Și dacă ne uităm atent în ceea ce, la ceea ce Apostolul Pavel spune și la ceea ce se petrece în zilele de astăzi, putem să vedem paralela. Apostolul Pavel le spune, zice, aveți grijă să nu vă tulburați de vreun duh, de vreo profeție. Știți ce, despre ce este vorba acolo în Tesalonica? După ce a plecat Apostolul Pavel, bineînțeles, lucrarea Domnului a pornit, Duhul Sfânt a vorbit, dar se pare că a vorbit și un Duh cu Dumic. Și a fost o profeție cu privire la venirea Domnului. Vă amintiți, la sfârșitul epistolei, primei sale epistole, Apostolul Pavel spune: Nu disprețuiți prorociile cercetați-le pe toate și păstrați ce este bun. Și acum se pare că cineva a venit cu o prorocie și a prorocit altceva decât Apostolul Pavel le-a spus. Frați și surori, cei care suntem oarecum obișnuiți cu prorociile, oare câte prorocii n-am auzit despre venirea Domnului? Îmi amintesc în 2010 când cineva a făcut turul Americii Eram la convenție în Atlanta. Să ne mutăm cu toții back în România, că vine Domnul, să vine nenorocirea. Vine. Și când ne-am interesat cine e persoana, păstorul de acolo a zis, oh, nimeni n-a trimis-o. Pentru că duhurile tulbură. Duhul lui Dumnezeu zidește. Profeție. Apoi apostolul Pavel spune predică. Nici de vreo vorbă. Nici de vreo vorbă. Deci cineva care a venit și a predicat altceva. de cineva care a venit și a impresionat. de cineva care a venit cu, mă știu eu, ce, idei noi. Știți, dacă vrei să impresionezi pe creștini în zilele de azi, vorbește despre zilele din urmă. Toată lumea e curioasă de zilele din urmă. Nu, nu contează că speculezi, important este să aduci ceva nou. Sunt o grămadă de specialiști și toți sunt specialiști până când dau în bară. Important este să, să impresionezi pe oameni, să spui ceva care să sperie, și am auzit pe cineva spună, nu contează că îi speriem, nu? Trebuie să sperie oamenii, că dacă nu, nu se bocăiesc. Really. Să spui ceva care nu este biblic. Uh, internetul ne facilitează să ascultăm pe cine vrem noi. You name it. Tot felul de predicatori, tot felul de experți, tot să spun despre venirea Domnului. De asta Apostolul Pavel spune, auzi, nici de vreo vorbă să nu vă lăsați clătinați așa de ușor. Watch out! Pe cine asculți? Și apoi, Apostolul Pavel este și mai specific. Nici de vreo epistolă. Ca venind de la noi. Se pare că unii oameni, prieteni în ghilimele de la Apostolul Pavel, văzând că nu o scot la capăt, au scris o epistolă. Au scris o epistolă și s-au semnat Pavel. Și Apostolul Pavel îi spune, hei, să nu cumva să dați crezare la vreuna epistolă din asta ca venind de la noi. Nu i-am scris-o. Pentru că, spune Apostolul Pavel, eu nu mă contrazic singur. Biblia nu se contrazice pe ea însăși, nu? Și uh, ce anume au spus oamenii aceștia? Au spus ceva despre ziua Domnului. Biblia este plină de versete referitoare la ziua Domnului și o analiză atentă. Aici mă repet și vreau să repet un lucru ce l-am spus când am vorbit despre textul, despre răpire. Uh, ziua Domnului uh, se referă la un timp în care Dumnezeu își va duce la îndeplinire scopul final în ceea ce privește omenirea. Judecată sau mântuire? Ziua Domnului nu este o zi, cum o știm noi, este un concept. Este un șir de evenimente. Este o perioadă de timp în care Dumnezeu intervine în istoria omenirii și a Universului. Această zi este asociată cu venirea Domnului Isus, și este pe undeva normal ca Pavel, după ce vorbește tesalonicenilor despre răpire, să le vorbească despre ziua Domnului. Răpirea declanșează momentul începerii zilei Domnului. Dar știți ce s-a întâmplat? După ce Pavel le spune despre răpire și le spune stați liniștiți, vine Domnul, o să, o să, o să mergeți la cer, um, Pavel, tesalonicenii au înțeles greșit și pentru că era tribulation, pentru că erau persecutați, cineva i-a păcălit. Ori printr-o profeție, ori printr-o predică, ori printr o epistolă și le-a spus, Hei, a avut loc răpirea și voi ați rămas pe pământ. A venit ziua Domnului, voi ați rămas pe pământ. Și te salve, cine sunt speriați? Și Apostolul Pavel aude. Aude de lucrul acesta. Aude că au fost înșelați. Ei sunt persecutați și spune, a venit ziua Domnului, uite ce se întâmplă cu noi. Cum au putut să creadă așa ceva, frate Crini? Cum au putut să creadă că a venit răpirea și i-au rămas jos? Știți, oamenii cred tot felul de lucruri. Satana este foarte viclean și face orice posibil pentru a ne înșela. Știți ce cred lui Jehova? Tot au profețit când vine Isus, când se întoarce pe pământ și pentru că tot au dat rateuri și n-au ghicit, au ajuns la 1914. Și dacă-i întrebați, spun că Domnul Isus deja a venit în chip nevăzut din 1914. Deja e pe pământ. Vorbiți cu ei. Și o să vedeți că asta cred. Și Apostolul Pavel vrea să ne avertizeze și pe noi, și avertizează și pe tesaloniceni, să nu fim naivi în ceea ce privește venirea Domnului și să dăm crezare oricărei interpretări. Să nu intrăm în panică, să nu ne tulburăm, să nu ne lăsăm stresați de venirea Domnului, pentru că venirea Domnului trebuie să fie un motiv de bucurie pentru cei credincioși și nu de întristare. O avertizare, un avertisment ce nu trebuie ignorat. Și acum haideți să mergem mai departe și intrăm puțin mai în adânc și aș vrea să fim atenți, să aveți răbdare cu mine, un cuvânt dificil de interpretat. Un cuvânt dificil de interpretat. Vesetul 3. Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci nu va veni ziua Domnului înainte să fi venit lepădarea de credință. Nu va veni înainte ca să-i veni lepădarea de credință și apoi și de a se descoperi omul fără de lege, fiul pierzării. Dar mă opresc aici la cuvântul lepădarea de credință. Și cuvântul dificil de, de interpretat, de tradus, este lepădarea de credință. Păi, frate, stai puțin, că trei cuvinte. Nu, în limba greacă este un singur cuvânt și cuvântul acesta se numește apostazie. Apostasie. Și n-ai mai auzit cuvântul acesta apostazie. Acum, vedeți de ce este bine ca să ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu și să fim puțin mai deschiși, mai open-minded și să nu ne ținem cu băta numai de o singură interpretare, ci să ne uităm și să vedem uh, oare ce este acolo în Cuvântul lui Dumnezeu. Și uitați, prima introducere a cuvântului apostazie este rebeliune politică sau militară. Asta e prima interpretare. Este folosită în traducerea greacă a Vechiului Testament în Iosua 22 cu 22. pune rău, Kevin, Joshua 22, 22, unde cuvântul lui Dumnezeu spune așa. Domnul Dumnezeu cel atotputernic, Domnul Dumnezeu știe și Israel însuși să știe lucrul acesta, dacă din răzvrătire și păcătuire am făcut lucru, lucrul acesta să nu ne vine în ajutor Domnul în ziua aceasta din răzvrătire. Din răzvrătire. Unii au spus că este vorba aici de răscoala evreilor împotriva romanilor, ce a culminat în cei patru ani de război și cu distrugerea Templului din Ier Ierusalim. Apostolul Pavel le scrie tesalonicenilor undeva în anii 40: 42-43 și Uh, evenimentul înconjurării Ierusalimului s-a întâmplat în anul 66 și în anul 70, dacă vă aduceți aminte, Ierusalimul este dărâmat. Și sunt unii teologi care spun asta înseamnă. E o răscoală. E vorba despre răscoala evreilor. Uh, a trecut răscoala evreilor, anticristul n-a venit sau. So... Nu aceasta este interpretarea acestui cuvânt. Mergem mai departe, la a doua interpretare. Apostazie, spun unii, înseamnă plecare, înseamnă răpire. Hmm. Hmm. Unii din cei ce insistă că răpirea va veni înaintea necazului cel mare vor neapărat să traducă acest cuvânt plecarea bisericii la cer. Și atunci versetul se va traduce Nu va veni ziua Domnului până când biserica pleacă la cer. Dar este cuvântul apostasie cuvântul folosit pentru răpire la cer? Uitați cum ar arăta acum versetul acesta. Apostazie înseamnă plecare, harpațo este cuvântul în limba greacă la răpire, apoi cel ce împiedică să vină, apoi vine anticristul, apoi ziua Domnului. Aceasta ar fi ordinea evenimentelor din acest pasaj, dacă traducem cuvântul apostasie, plecarea bisericii sau răpirea bisericii. Dar, frați și surori, plecarea implică o acțiune a celui despre care se vorbește. Aș vrea să vă întreb, aș vrea să mergem cu toții în cer acum. Putem? Când o să mergem? când cineva ne harpață, harpață înseamnă răpire, ne smulge, ne ia cu forța. Nu plecăm când vrem noi. Biserica este pasivă în răpire. Cel ce este activ este Domnul Iisus Hristos, cel care ne duce la cer. Nu? Credincioșii sunt smulși de pe pământ, sunt răpiți. Deci, traducerea aceasta, plecare, răpire, nu este traducerea corectă măcar că până în anul 1600, ca să fiu fair, până în anul600, um, aproape toate traducerile Bibliei spunea, traduceau apostasie înseamnă plecare. Cea de-a treia interpretare a cuvântului apostasie este interpretarea care o găsim aici, în uh, acest verset. Tradusă de Cornelescu și tradusă și în limba engleză. Apostasie înseamnă lepădare de credință or defection from the truth. Uh, și este folosită în fapte 21 cu 21, cuvântul în care este folosit. Dar ei au auzit despre tine că înveți de toți iudeii care trăiesc printre neamuri să se lepede de Moise, să se apostasi, aposteze de Moise, ca să le zi să nu-și copii copiii prejur și să nu trăiască potrivit cu obiceiurile. După părerea mea, și vă spun, este doar o părere, și nu sunt aici ca să dau cu pumnul în masă să spun că așa este. Pentru că Dumnezeu are întotdeauna ultimul cuvânt. Amen? Dumnezeu are întotdeauna ultimul cuvânt. Nu crinișor Ștefan sau nu mai știu cine. Dumnezeu are ultimul cuvânt. Aceasta este traducerea corectă a cuvântului apostasie. Apostasie înseamnă lepădare de credință, depărtare de adevăr. Și vedem semnele acestei apostăzii. Apostolul Pavel vorbește în 2 Timotei, Timotei 3 cu 1 că această apostasie, această depărtare, lepădare de credință continuă și continuă tot mai mult. Și o vedem în zilele noastre, nu? Uitați, să știți că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemutămitori, fără Evlavie fără dragoste firească, neînduplecați, cleveditori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine. Oprește-te, frate Crinișor, nu mă opresc, nici Pavel nu s-a oprit. Vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu. Având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea, depărtează-te de oamenii aceștia. Apostasia continuă și va culmina în vremea Anticristului vedem semnele apostasiei, vedem cum chiar și biserica o lasă tot mai moale cu pocăința. Și vorba unuia, biserica a devenit atât de lumească și lumea atât de bisericească, încât nu se mai poate cunoaște diferența dintre ele. Suntem martorii acestui eveniment. Cu cât înaintăm în timp, observăm lucrurile acestea. Biblia ne spune, dragostea celor mai mulți se va răci. Iar apogeul acestei apostasii va fi în vremea Anticristului și este descris în versetul 11 din textul pe care l-am citit astăzi, versetul 11. Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună. Ca să creadă o minciună. Din această pricină. Apogeul va fi în vremea Anticristului. Și acum ajungem la ceea ce toți așteptați, nu? Ce crede fratele Grinșor despre Anticrist? Nu contează ce cred eu, contează ce scrie în Biblie, nu? Un personaj greu de imaginat. Un personaj greu de imaginat pentru că noi nu putem să concepem în secolul 21 că există un asemenea om. Că oamenii vor putea să accepte un asemenea om. Și uitați ce spune Cuvântul lui Dumnezeu despre el, Apostolul Pavel despre el. Și nu va veni înainte de a se descoperi omul fără de lege, versetul 3, sau omul păcatului, fiul pierzării, potrivnicul care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu, sau de ce este vrednic de închinare. Așa că se va așeza în Templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Asta spune Apostolul Pavel. Ne vorbește despre cineva care se va da drept Dumnezeu. Și în vremea aceea mai erau oameni care se dădeau drept Dumnezei, dar acum în secolul 21 să ne gândim la așa ceva, noi care suntem inteligenți, școlați, noi care am trecut prin școli, cum adică? Ei, omul acesta ar fără de legii este același despre care Ioan ne spune în epistola lui că este anticrist. Uitați ce spune în 1 Ioan 2 cu 18, 1 John 2, 18. Copilașilor, este ceasul cel de pe urmă. Și după cum ați auzit care să vină anticrist, să știți că acum s-au ridicat mult anticriști, prin aceasta cunoaștem că este ceasul de pe urmă. Ioan îl numește anticrist. Apostolul Pavel îl spune omul fără de legii, fiul pierzării. Iar în Apocalipsa, capitolul 13, este numit fiara. Este același persoană. Anticrist, în limba greacă, anti înseamnă împotrivă sau în locul acest anti, de fapt, însumează cine este anticrist, pentru că el este împotriva lui Hristos și vrea să ia locul lui Hristos, pentru că va pretinde închinare. Ce ne spune Apostolul Pavel despre omul acesta? Aș vrea să mă limitez mai mult la ce spune Apostolul Pavel, să nu intru pentru că despre anticrist au scris cărți întregi și n-am putea să punem în câteva minute să vorbim despre anticrist. Primul rând, omul acesta este profețit. Este profețit. Apostolul Pavel spune, nu vă aduceți aminte cum vă spuneam lucrurile acestea când eram la voi? Apostolul Pavel le spunea despre lucrurile acestea și sunt sigur că atunci când Apostolul Pavel le vorbea, le vorbea din Vechiul Testament. Și haideți să ne ducem la Daniel 9 cu 27, Daniel 9 cu 27, în care este vorbit, este profețit omul acesta. El, adică Anticristul, va face un legământ trainic cu mulți, timp de o săptămână, dar la jumătatea săptămânii va face să înceteze jertfa și darul de mâncare și pe aripa urciunilor idolești va veni unul care pustiește până va cădea asupra celui pustit prăpădul hotărât. El va face un legământ trainic cu mulți, va face să înceteze jertfa și darul de mâncare, va face să înceteze închinarea. La templu este vorba aici. Acum, Aș vrea oarecum foarte puțin să intrăm prin istorie și să vedeți că de-a lungul istoriei teologii au identificat câțiva anticriști, prototipa anticristului, Antioch Epifaniu, În anul 166, Antioch Epifaniu, împăratul sirian, a intrat cu trupele lui în Israel, a, de fapt el era cel care a, guverna peste Israel și a spus... Vreau să-i învăț minte pe evrei ăștia să termine odată cu închinarea la Jehova lor, să se închine la Jupiter sau la Zeus, același lucru, și să terminăm odată cu religia lor. Că atâta vreme cât cred într-un Dumnezeu, ăștia sunt tari. Și știți, ați mai auzit, vreau să vă repet, Antioche Epifaniu în, în ura lui împotriva evreilor a interzis tăierea împrejur, a dat uh, ordin să se ardă toate scripturile, a intrat în templu și a jertfit acolo în templu, în Sfânta Sfintelor, un porc. A desacrat, desacralizat, a pângărit templul. Și a urmat răscola Macabeilor. Evreii n-au mai putut. Și-au cucerit templul și-au curățit templul. Au cucerit, i-au alungat pe, pe, siriene. Antioch Epifanius, frate Crinișor, a intrat în Sfânta Sfintelor și n-a murit, că așa scrie, că moare pe loc. N-a murit pe loc, a murit doi ani mai târziu. Nimeni nu știe din ce a murit. Că Dumnezeu are el act de cojocul fiecărui anticrist. Împăratul Caligula a dat ordin să-i se ridice o statuie în templu. Însă ordinul lui nu s-a executat deoarece a avut un sfetnic bun lângă el, al cărui nume scap acum, care a spus, ai grijă, nu te pune cu evreii. Nu pune o statuie a ta în templu că o să avem aceeași istorie, ce s-a întâmplat cu Macabei Și împăratul s-a supărat foarte tare pe el. Și a dat ordin să-l execute. Dar n-a mai avut timp pentru că, între timp, a murit împăratul. Nero a fost un prototip al anticristului pentru că el a pornit persecuția. Generalul Titus, care a distrus templul, care a înconjurat Ierusalimul și a călcat în picioare și, bineînțeles, a distrus templul, a fost un alt prototip al anticristului. Dar sunt doar prototipe, pentru că noi vedem că nu s-a împlinit încă ceea ce spune despre anticrist. A fost, în primul rând, omul acesta este profeție, în al doilea rând este un politician. În Daniel 9, cu 27, pe care l-am citit, spune El va face un legământ trainic cu mulți. Este o figură politică. Ok? Daniel 8 cu 23. Ca să vă demonstrez că e politician, uitați ce spune. Daniel 8 cu 23. La sfârșitul stăpânirilor, când păcătoșii vor fi umplut măsura nelegiurilor, se va ridica un împărat fără rușine și viclean. Asta e politician. Despre el este vorba. Fără rușine și viclean. Noi în, în America spunem diplomat, dar ăștia sunt politicieni. Apocalipsa 13 cu 7. Tot despre anticrist se vorbește. Apocalipsa, Revelation 13, 7. Și i s-a dat stăpânire peste orice seminție, peste orice norod, peste orice limbă și peste orice neam. Asta e politician. Un singur guvern. Ceea ce avem în Europa acum, Europa Unită, se poate să fie pe toată lumea. E politician. Apoi un alt lucru care vreau să-l spun aici este, are putere, este puternic. Is a strong man. Daniel 8, 24. El va fi tare, uitați ce spune Daniel 8 cu 24, dar nu prin puterea lui însuși. Hmm. Arătarea lui, spune Apostolul Pavel în versetul 9 ce l-am citit aici, se va face prin puterea satanei, cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase. Putere supranaturală. Va impresiona lumea deoarece va face minuni și... Uitați-vă ce... Apostolul Pavel nu spune alea nu tricuri, David Copperfield. Nu, 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 nu. Sunt minuni autentice, minuni autentice, dar făcute prin puterea satanei. Că satana are putere, așa cum a făcut vrăjitorii lui Faraon să facă minuni, satana are putere să facă minuni. Dar vedeți, Dumnezeu face minuni pentru a ne aduce la mântuire. Satana face minuni pentru a ne înșela. Și a ne pierde mântuirea. Și a ne ține departe de mântuire. Va, fi, va avea o putere supranaturală. Cei mai mulți cercetători spun că va fi demonizat. Satana va intra în el. Să nu uităm că el este numit Fiul pierzării. Știți cine altul în Biblie este numit Fiul pierzării? Iuda Iscariotianul, despre care ni se spune în Ioan, Evanghelia după Ioan 13 cu 27. Cum a fost dată bucățica, este vorba de cina Domnului, a intrat Satana în Iuda. A intrat Satana în Iuda. Vă dați seama ce înseamnă să intre Satana în cineva? Asta poate că e mai mult decât demonizare. E satanizare, dacă. Cred că am format acum un alt termen, nu? Va avea putere militară și economică. Va controla economia mondială. Apocalipsa 13 cu 16. Apocalipsa 13 cu 16. Și a făcut ca toți, mici și mari, bogați și săraci, sloboși și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Vă rog să nu mă întrebați care e semnul fiarei, că nu mă pricep. Mergeți pe internet și căutați. Este un om puternic, are putere. Și apoi un alt lucru este un om pervers. Biblia îl numește omul fără de legii sau omul păcatului, asta înseamnă perversitate, dar ca să vă dau o idee și probabil că ați mai auzit, se pare că omul acesta este gay, este homosexual. Uitați ce spune Daniel 11 cu 37. Daniel 11 cu 37, te rog să-l pui, Kevin. Spune, nu va ține seama nici de Dumnezei părinților săi, nici de dorința femeilor. Asta nu se uită după femei, se uită după bărbați. Hm. Exercițiu de imaginație pentru cei care suntem 20 de ani în America. Acum 20 de ani, cât se vorbea despre LGBT cât se vorbea despre gay și lesbians? Foarte puțin. Acum nu există speech politic, nu există campanie electorală să nu ni se vorbească mereu și mereu același lucru. Este, este deja la modă, dacă ești politician, să ții cu ei, să fii unul din ei. Sau, so, frați și surori, este posibil ca în perversitatea lui omul acesta să fie chiar un homosexual sau poate că să nu fie, dar textul cam așa ne sugerează, nu? Să nu ne mirăm, deci, de asaltul de al gays și lesbians în politică. Și aș vrea să vă mai spun ceva, să nu ne mirăm că Dumnezeu a intervenit atât de drastic împotriva Sodomei și Gomorei. A fost momentul în care Dumnezeu s-a coborât prin îngerii trei din jos, din cer, pentru că păcatul Sodomei și a Gomorei a ajuns până la cer. Când păcatul acesta se ridică, să nu ne mirăm că atunci va veni Domnul Isus Hristos ca să distrugă pe acest om al fără de legii. Un om pervers. Și apoi, bineînțeles, a fost un persecutor, unul care persecută Daniel cu 24. El va face pustiiri de necrezut. Va izbuti în tot ce va începe, va nimici pe cei puternici și chiar pe poporul sfinților. Din pricina propășirii lui, versetul 25, și izbândirii vicleniilor lui, inima îi se va îngânfa, va pierde pe mulți oameni care trăiau liniștiți și se va ridica împotriva Domnului, Domnilor, dar va fi zdrobit fără ajutorul vreunei mâini omenești. Revelation 13:15, 15, Apocalipsa 13 cu 15 i s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească și să facă să fie omorâți toți cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. Are putere. Persecută pe credincioși. Ok, frate credincioși, dar cine e ăsta anticrist? Nu știu. Dar știu câțiva care au fost propuși să fie anticrist. Și mă uit la ceas și o să mă țin de cuvânt. Vreau să termin exact atunci încât să vă fac să veniți diseară iar la biserică. Și pe aia care nu veni seară la biserică. Pe câțiva v-am spus deja, cine știe cine este Papa Leon al X-lea? Este Papa care a fost pe vremea lui Martin Luther. Și Martin Luther i a zis, Papa ăsta e E anticrist, l-a numit anticrist. Și la papa i-a plăcut tare mult, așa e. Nu i-a plăcut. Și papa l-a făcut pe Martin Luther anticrist. Și amândoi s-au făcut anticristi. Papa Leon al X-lea. O altă propunere a fost Napoleon Bonaparte. Și oamenii au început să se joace cu numele să fie 666. Altceva a spus că e Hitler, nu? Poate asta știm și tinerii știu. Hitler. Um, o altă propunere este John F. Kennedy. Știți de ce? A primit 666 de voturi la uh, Convenția Democratică din 1956 și mai târziu a fost ucis de o împușcătură. A avut un wound și spune în Revelation, spune Apocalipsa 13 cu 3, unul din capetele ei, acestei fiare, părea rănit de moarte. Dar rana de moarte fusese vindecată și tot pământul se miră după fiară. Sau au fost unii care au crezut, oh, John F. Kennedy o să reînvie. Uh, o altă propunere. Noi, ăștia care am fost în România, știm, așa-i? Mihail Gorbachev. De ce? Well, it's obvious. Uite-te la semnul fiarei. Dacă te uiți mai atent, o să vezi că e șase ăla, nu? Nu no, e adevărat. Uh, un alt. O altă propunere a fost Papa Ioan Paul al II-lea. Bineînțeles, au fost unii care au zis că și George Bush, but... De ce Papa? Well, știți că oamenii întotdeauna au avut o problemă împotriva la Papa, dar a zis că Papa a fost rănit și n-a murit. Știți că n-a fost împușcat? Ce news mare a fost? Eram copil când am auzit că... Uh, ca să vă fac să râdeți, unii spun că este Barney, Barney the Dinosaurs. Și este uitați-vă Google numai Barney the, the Dinosaur, uh, how come he's, uh, he's the beast, you know, he's the Antichrist, of course. Și vă dați seama unde s-a ajuns? Unii au spus că este Ronald Reagan. Știți de ce? Pentru că fiecare din numele lui are câte șase, uh, câte șase litere și, și că a avut putere. Alright? Ronald Reagan. N-a fost Ronald Reagan predica mea nu s-a încheiat, dar mă opresc aici și vă aștept de seară să continuăm predica. Domnul să vă binecuvinteze. Aș vrea numai pentru cei care n-ajungeți de seară aici, să știți că noi nu îl așteptăm pe anticrist, noi îl așteptăm pe adevăratul Crist, pe Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin.